Ok, s-ar putea ca clipul de astăzi să ia o întorsătură foarte, foarte ciudată și neașteptată. 198 de KK? Da, dragi mei, prieteni și bine m-am regăsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem pe rpgbzone.ro, de pe contul lui Șarpe, adică contul lui BGD, adică contul lui Bogdan, care este astăzi alături de noi aici. Salutare! Salut, Suiți, vă salut pe toți băieții care sunteți la acest videoclip. Ai dat un ad cuvânt 20% bis. Vezi că mă aud și eu în ecou, fă cumva să nu mai mă aud. Acum nu ar mai trebui să Ia, test. Bun. Vând 20% bis, 68, zici tu, benzinăria Temple principală LS. Ai benzinăria aia? Am 20% din acțiunile de aia. Din benzinăria Vinewood, ca așa zice, benzinăria Vinewood. Benzinăria principală, practic, din O, Vinewood. stai puțin băgând că vorbim altfel. Ia zici, ce mai faci? Ce să fac? Mă chinui să o vând acum. Adică Te mă chinui. chinui să o vinzi? Păi fii Aștept atent cum niște oferte. facem, fii atent cum facem. Facem o afacere bună? Bune. Îmi dai bizu și o să dau altceva. Ție ți-am spus de husă mobil Fox? Da, atunci când aveam banc, LV. Da. Deci pasta o ai, da? Da, asta Stai, e da, ai al 24, patrulea. da, stai că pe ăsta l-am și eu, deci 24 din 7 l-ai tu pe ăsta. Zi-mi și mie, hai să te mai întâi du-ti și după mă iau cu tine cu benzinăria. Zi-mi, te rog, ce anunț de ăsta pot să dau, ce, dau anunț informativ sau cum anunț? Da, poți să dai anunț informativ și îți spui ăla, ca de exemplu, folosiți comanda slash U pentru a vă decora casa sau chestii de genul. A, pot să dau cu hu? Da. O, Slash pot U. să-mi fac reclamă la bizul meu? Pot să fac reclamă la biz pe gratis? Folosește comanda slash hu pentru a-ți decora casa cu cele mai noi obiecte. E ok, da? Da, e ok. Dar să anunți pe Slash înainte să dai Ah, și să-ți dai. pinu, gata. E ok dacă se vede pe filmare, că știu dacă stai atent la edit. Probleme cu oricum aia, cum se cheamă, autentificarea aia, în doi În fine, factori. dacă Swift uite să-l cenzureze, atunci îl să vedeți aici. Da, mă, da, uite, ia, uite, ai 20% din bizul ăsta, într-un biz foarte, foarte, foarte productiv aici. Ia zi, facem, o facem, dai și mie bizul, te rog. Nu-i vorbim noi după episod. Dacă Vorbi... dispare vizul de la mine de pe cont, să știți că mi-a luat husă nouă. Da, vorbi... Apropo, că tot veni vorba de huse, în cazul în care doriți huse de cea mai înaltă calitate, anume huse de la Mobile Fox, știți foarte bine, aveți cum să nu știți, mobilefox.com, atât huse de telefon, cât și huse premium de AirPods sau orice altceva le vedeți aici la cameră, puteți intra pe Instagram-ul meu, îl aveți în descrierea acestui episod și aveți acolo la bio, la descriere, linkul, pardon, codul de reducere pe care îți puteți folosi, care se aplică și peste reducerea standard. Dacă Mobile Fox are 50% reducere, cu 20% înseamnă că voi veți avea 70% reducere la orice produs. Deci codul meu se adaugă în special pentru voi, că pentru toate, pentru peste reducerea standard. Bun, pentru că așa m-am luptat să poată face cu codul meu și să a reușit până la urmă. Așa, băgădă, ce mai faci? Cum ți-e viața? Păi acum ce să fac? O mare parte intru să fac raporturile pe Dar astea stai că trei n-am pentru dat news, n-am dat news. Sunt dobit-o, gata. Ok. a plus la mine. În mare parte mă intru acum doar să-mi fac raportul și să mai cumpăr dacă prind ceva biz la un Vezi că preț hârșie ceva pe rezonabil. fundal. Făi cumva să nu mai hârșie. Nu știu ce hârșie. Acum mai bine? E ok, perfect. Da, ziceam că intru în mare parte să văd dacă mai prind vreo ofertă pe la vreun biz sau dacă prind ceva la un preț foarte bun în mare parte. Am înțeles, dar în rest nu mai joci. De jucat, da, joc, dar să fie și ceva interesant. Acum, ca de Ia, exemplu, nu nu, mai intra, prins nu intra, ceva. nu intra. Dă-i G. Cam o idee. Nu-i maraton, nu prea e așa mare activitate. Ce să faci? Câți bani ai pe cont? Acum În cash momentul gen. de față. Mai am acolo cât de cât, stau în ligă. Cât, ce avere ai? Hai că-s foarte curios, poate facem un clip de avere acum fără să fi planificat. Avere, nu știu să o estimez. Am, în primul rând, am mașinile, care am colecția de Hot Ring-uri, colecția de monstre, plus casa la care ai văzut-o când am înainte să dai start la filmare. Ok. Ce mai am? Cred că mă apropii de un 400-500, cam așa. Poftim? Un 400-500 ca aproape. Ok, de episodul de azi devine interesant. Și toate conturile astea pe care mi le-ai dat tu până acum să filmezi, tale tale, deci nu sunt tale al cuiva. Nu, sunt personale, sunt conturile mele. Ok, sunt Pe ce conturi. prea Da, stai Așa. să-mi dea și amendă. Hai. Bun. Norocare că accept ticket. Poți da ticket din mașină? Acum de la ultimul update, da. Oh, ok, foarte tare. Bun.
Ok, s-ar putea ca clipul de astăzi să ia o întorsătură foarte, foarte ciudată și neașteptată. Hai să mai vedem o dată. Deci ai 20% din benzinăria Vinewood. Da, când... care ar fi, mai ar fi aproximativ un 130. Bine, eu la 130 negociabil o vând astea 20. Nu, hai să luăm... Hai să aproximăm mai mult de prețul care ai cumpărat-o tu. Da? Dacă punem 100, eu aproximăm... Facem o aproximare bine? Da. Bun, deci 20%... Deci, da, cam așa, cred. 100 de capa capa e numai benzinăria, aia produce oricum foarte mult. Doamne, 100 de capa capa și asta s-a vândut în trecut cu 270, s-a vândut o Sartor. Știu sigur chestia asta, a vândut Sartor cu 270 de capa capa în trecut și acum numai 20% din ea valorează 100. Doamne, prețurile astea au luat o razna la bizuri. Hai, vino și tu încoate, rog. Când a venit fuziunea, îți dai seama. Bun, deci ai 100 de capa capa pe benzinăria Vinewood. Ai... ce bizuri mai ai? Am momentan nu mai am decât benzineria de pe Vinewood. Și cam atât, dar mai am casa. Uite, mă pui și lucru, dar nu am bani la nimic, da? Care casa aia cât face? Sincer, nu știu să o aproximez. Depinde, cea mai mare ofertă pe care am primit-o, casa a fost a unei admin de la noi de pe RPG2, al lui Adi, care e admin 5 da. La ora actuală, că mi-a făcut o ofertă destul de hai, dai pe 10! Pe și... ce am mai primit oferte au fost încă un jucător de la mine din SFPD și încă cineva din Hitman care mi-a oferit el cât? 60 loc. Dar nu vreau, sincer n-aș vrea să o dau nici cu 60. Ok, hai să spunem că aia face 60, da? 160. Da. Păi și cum de unde s-ajunge la 400? De unde s-ajunge la 400? Păi mai băgăm undeva la 100 și un pic mașinile de pe toate conturile. Ok. Toți sunt 260, 270, hai 300, nu unde s-au la 400? Bănuții din Slestat, aia fac cea mai mare treabă. Deci aia fac cea mai mare treabă, deci tu spui lejer că ajungi la 400. Cam așa, da, cred că dacă ar fi să le vând totul la prețul care le-aș vrea eu pe ele, da, cam așa. Deci 400. Da. Ok, se pare că discutăm altfel acum. Ce ziceai, Husă Mobil Fox? De care da, vrei? Ceva mai astralic, așa, ceva cu univers. Cu univers? Și da. ce telefon ai? Că e 12, dacă nu mă înșel? Da. Da. 12. E ca și la tine acasă. Hai să fie ca la tine acasă. Dă-te jos din mașină, te rog. Gata, e ca și la tine acasă. Gata. Trade, hai, începem? Hai, accept. Vino mă încoacă de pe contul tău, nu-ți nepun să-ți trimi husa și să-ți dai banii pe contul tău. Făceam și noi o foarte corect acum pe filmare. Da. Acum ne vezi banați amândoi pentru afaceri ilegale. Nu m-ar mira. Da, nici eu nu m-aș mira. Hello, ce mă sună ăsta mă? Hello. Poți să mai dau încă un anunț informativ? Da, normal, dacă au trecut cele 3 minute poți. Ah, ok, nu știu cât au trecut, dar probabil au trecut mai mult de 3 minute. Dau ai. Duty. Iar acum ca să clarific de unde am și banii ăștia pentru că cel mai sigur o să apară discuții sau așa mai departe. Îți ieși tu bani. Ce să fac? Zic, îți iei și tu bani, că mai au fost unii care au fost la mine pe clip și au luat bani a doua zi pentru chestiile astea. Nu, dar ca să clarific rapid, am avut înainte de fuziune 8 case, în primul rând, care m-au umflat tata Kelton ca pe găscan, să fiu sincer, pe despăgubire. Ok. Plus ce-am avut încă un biz pe, chiar pe contul pe care știu acum, am avut ăla de la arheolog, 40%, am mai avut la un PNS pe Nidalu. Ok. Atât parcă, da, cred că astea au fost bizurile pe care le-am avut. Ok. Dar alea 8 case, alea m-au umflat ca pe cuscani, 5. Ok, bun, deci... Toate 3 case de la CNN erau ale mele, ca de exemplu, că la noi pe 2-a-4-a casă de la CNN era la Star. În fine, la cineva, care ar fi secretul afacerilor aici? Adică se înțelege, mai făcut afaceri multe ca să iei bani sau crezi că a fost mai mult un noroc? Cred că și noroc, dar și afaceri. Bine, că am știut în mare parte prețurile la orice sau chiar dacă nu știam, le aproximam super rapid din funcție de altele. De exemplu, mă orientam din prețurile din jur, de exemplu, la o casă, să văd că l-am ce preț să învârt case din jur, o casă respectivă care vreau să o cumpăr și făceam o ofertă încât să fie și mie bine să fie și proprietarului. Am înțeles. Și banii de unde ai avut cash? Cash? Când m-am reapucat eu acum în aprilie, pentru că n-am mai jucat o bună perioadă din 2018 până în, cum se cheamă, în 2023, acum când m-am reapucat,
ce am mai avut eu pe cont, cred că am avut vreo 3-4 KK, care pe atunci erau ceva bănuți, când m-am lăsat eu, și după aceea am mai primit de la un prieten foarte bun Bodea, dar nu am primit mult, nu mai știu dacă mi-a dat Bodea atunci, și de acolo am pornit tot. Și ai luat chestii, ai vândut mai scump, chestii de genul? Cel mai mult am profitat de vehiculele din Wheel, okay, pentru că lumea nu știa prețurile exacte la ele și am profitat cel mult de acolo, ca de exemplu, nu știu, cumpăram un Hotring la 2-3 KK și îl vindeam la 6. Din moment ce pe stradă se întreabă milionari în clipuri câți bani ai în contul bancar și arată contul bancar pe YouTube în diferite clipuri, cred că poți să ne spui și tu câți bani ai pe cont în momentul ăsta, că nu superi pe nimeni. În momentul ăsta 198. 198 de KK? Da. Păi clar, seara de 400 de KK averea. 198. Pe controlate, da? Nu trebuie să intru pe contul ca să văd. Da, tu vrei. Nu, e ok, te crepă cuvânt 200 de KK, ca să creadă și toată lumea de aici de față. 200. Auzi, te-ar interesa House Upgrade? Băi, sincer, eu chiar vreau să te întreb de multe ori, dar nu prea te-am prins pe joc, sincer. Adică te-am prins, dar nu știu, ori aveai treabă, ori așa și n-am stat. Dar poți să mă, puteai să mă întrebi pe Insta. Da, m-a dus capul, sincer. Da, nu-l dau cu 200. 200, 200 era prețul... 200, scuze că te întreb, 200 era prețul pe care voiam să-l dau pe RPG 1, dar acum n-auzi că se vând bisurile la 10 ori prețul. Păi asta, că știu că vorbisem chiar și cu băiatul de la noi, de pe 2, care are el 40%. Nu știu dacă în momentul de față mai are tot el 40%. Are, are, și vezi că vrea 100 de KK pe 10%, ca idee. A, aia zic. Știu că de asta vorbisem. Nu intra, nu intra, nu intra, nu intra. Nu mai. Cam același preț mi l-a cerut și mie, dar acum să fiu sincer, 100 KK pentru 10%... Nu mai e prea mult, e enorm de mult, bizul ăsta... Că dacă ar fi să iau, ar fi 400 KK numai partea lui și dacă ar fi să iau și 60 KK... Și naiba, da, facem puii mei un KK pe bizul ăla, în fie, nu. Sincer, eu l-aș da pe al meu cu... Mamă, s-ar putea zic acum o prostie să mă jurați toți. Sincer, aș da 60% din House Upgrade-ul meu, l-aș da cu 350. Se pare un preț corect. E un preț corect, nu e... Dacă pleacă benzineria de la mine, vine house-ul. Nu era nici mai mic, nu e nici mic, nici... Nu... Adică n-am eu un preț corect și atât, nici să te jegmănesc. De ce mi se pare un preț corect? Pentru că mă uit ca, de exemplu, la Bank Lugu, știi? Da. Care are producția relativ asemănătoare și, ca de exemplu, dacă ar fi să iau de la Mihai, care vinde cel mai multe acțiuni la momentul de față, 50, el ar avea undeva la 55 KK per acțiune. Ok. Iar un 350 pentru House Upgrade, care dacă ar sta să mă uit, cred că are mai bună producția decât Bank Level la ora. Da, o are mult mai bună. La tine nu cred că ea să ia comision. Să ia extrem de mic. Foarte mic. Contează super mult. Crede-mă că contează și comisionul ăla. Contează, să știi, care nu? Să ia foarte mic. Să ia pentru foarte mic. Eu când aveam acțiuni la Bank LV, ca de exemplu dacă banca făcea 100k pe zi, eu normal trebuia să iau 10k, dar din aia 10k de fapt luai vreo 7 cu tot comision. Da. Băi, cel mai, deci scuzați-mă, știți că o să ziceți acum, băi, Swift, ești nesimțit rău. Adică intru pe contul cuiva din News Reporter și dau anunțuri informative tocmai cu bizul meu cu House Upgrade. Deci e nesimțire ieșită din comun la mine. Deci e o nesimțire de aia, de bucureștean ce sunt, o nesimțire de aia ieșită din comun. Zi tu că nu sunt nesimțit, băgât. Și eu îmi promovez bizurile. Deci o problemă aia de fumat, găurile sparg, numai pe ale mele dau. Foarte bine, așa și trebuie. Bun, băi, deci ai 400 și un pic de KK pe cont. Da, e o sumă foarte mare. Bine, ce să zic. Fraților, clipul nostru se apropie cu pași repezi de final. Cu siguranță o să-l mai avem pe BGD pe un clip viitor în care o să ne povestească mai mult despre bizuri, afaceri și mai multe asemenea. Și bineînțeles o să-l mai avem alături de noi pe alt tip care are foarte, foarte mult KK. Estimez eu pe la 600 a ajuns Alex. Cred că știi pe Alex. Da, Alex, da. Deține Alex chiar vorbeam pentru banca, Betty are banca, pentru alea 60% din CNSF. Da. Mi se pare un preț cam mare pentru producția CNN. Nu știu cât cere, sincer, eu mă ocup să-i vând care între SF-ul, în rest de CNN, nu știu, nu m-a băgat, aici care e treaba lui, zic ok, Alex, o să-l aducem probabil pe Alex și pe tine pe un clip viitor, dacă și tu ești de acord să vorbim un pic despre afacere și mai multe chestii. Ești de acord? Normal, hai. Oricând. Cum să nu? Bine, băi, fraților, atât a fost pentru episodul de astăzi. A luat o întorsătură foarte ciudată în momentul în care am aflat de ce ai tu pe cont și BGD. Vorbesc cu el de mai mult timp, dar niciodată n-ai zis chestia asta. Hai să facem un clip cu câți bani am eu pe cont să închez de genul. Nu, ce? Zic, nu-mi place, știi că
nu știu, unul la mână că ți se cer bani în continuu dacă afli bani. Clar. Asta nu cum ar deranja, știi, că îmi ceri, că până la urmă poate ignori, știi, dar la un moment dat devine stresant. E, stai liniștit că a aflat totul YouTube acum, adică nu e ca și cum. Acum, deja de mâine, dă și mie 10 ca unde mă prinde. Din seara asta, dacă îmi pun clipul. Da, deci chiar dacă e ca de exemplu la somii din astea, acum dacă vii și îmi cer 2-3 ca așa iurea să joci poker, îți dai seama că nu primești nimic. Da, ce, că i-am dat eu unul odată, că mai dau bani, i-am dat 20 de calul, nu s-a dus fix în casino. Adică... În fine, frate, v-am lăsat, mulțumesc încă o dată pentru toată atenția acordată. Dacă aveți idei de clipuri sau conturi pe care pot filma, nu ezitați să mi le lăsați pe Facebook sau Instagram, aveți în descrierea acestui videoclip, doar în descrierea acestui videoclip. Și până data viitoare! Stay close! Bye!